Care ar fi concluziile după o vreme foarte neprietenoasă? Ce contează vremea? Era frumoasă de fotbal, terenul arăta bine. Am făcut o repriză la început, toată repriza întâia, foarte bine. Că zic eu, am câștigat toate mingile, am controlat ritmul și intensitatea jocului. După aceea, a doua repriză, după gol, am scăzut și în putere și în modul de a ne apăra. Și atunci, clar că adversarul a venit, ne-a dominat și a creat ocazii. Dar și în condițiile astea, eu zic că atitudinea, determinarea și tot ce au făcut, n-ai ce să zici, a făcut bine. Astăzi și Buzu a fost în formă bună. Adică portarul e în formă bună. E, a scos ce trebuia și o victorie importantă, multă muncă, cu jucători care au fost, toată banca era de jucători tineri care au jucat în 2 săptămâni multe meciuri și la echipa mare și în deplasare și în, la Youth League și atunci nici nu știam, asta s-a văzut puțin în teren și în schimbările care au fost, care s-a adus ceva, dar nu ce mă așteptam. Cei care au intrat și care au început astăzi au făcut-o foarte bine timp de 60 de minute, după aceea cred eu că fizic n-am mai putut. Unul dintre, de parcă n-aveați destui absenți și Bălașa la... Da, nu știam de ieri, cel care știam de ieri că la ultima antrenament a plățit, dar nu puteam să anunțăm până când el nu ne-a zis. Vă dați aseară, vă dați seama cum am dormit aseară, când am văzut și asta, după cât erau pe afară, mai a venit și el. Și Riva a avut la gambă ceva toată săptămâna, a stat 3 zile, s-a antrenat o zi și el era cu semn întrebării. Da, am încercat să găsim soluții, să facem, să ne luptăm. Ne-a ieșit bine, 3 puncte, dar lupta deja continuă, a început returul bine și sperăm să o ținem tot așa. Spuneți-ne despre Cercel, un nou puști pe care îl propuneți. A dat pasă de gol. Când banca de rezerve e toată de numai de tineri, acolo noi avem, acolo nu... Noi nu ne facem problema că nu avem pe cine să aducem. Noi e problema noastră că cei care au experiență și care trebuie să ducă tot, trebuie să ducă la nivelul exigenței și la identitatea pe care o avem noi, care și trebuie să conservăm lucrul ăsta și să mergem pe linia asta. Indiferent că putem, din punct de vedere fizic, mai mult sau mai puțin, dar cât faci trebuie să joci jocul nostru. Și cred eu că și astăzi, când am făcut jocul nostru, am dominat ritmul și intensitatea jocului. Când am lăsat-o moale, n-am mai putut. Au venit peste noi și orice echipă îți bagă mingii în careu, orice echipă știe, are tactica ei și joacă, te desface, spune, dar important e să fii fără minge agresiv, iar cu mingea când noi să știi să joci fotbal. 20 de puncte. 7 puncte din nou în ultimele 3 etape. S-au schimbat lucrurile după acea înfrângere din Giulești și începeți să urce farul. E normal să faceți asta. Pentru noi sunt importante cele 3 puncte. E meci în deplasare. Avem și începutul de campionat, mai multe meciuri afară decât acasă. Am spart și gheața, am bătut în deplasare. Sperăm să această victorie să ne aducă mai multă încredere. Să fim, chiar dacă suntem tineri, dar cei care joacă, nu uitați, astăzi l-am băgat pe Sârbu, fundaș central, și a jucat fenomenal. Cred că a fost, după Buzu, cel mai bun jucător, n-a greșit nicio minge, a făcut excelent, era postul lui, practic el de acolo vine. Săptămâna trecută a fost Dănuleasa, 2003, care s-a accidentat, asta nu e, deci... Da, mă încerc să contopim săptămână, zi de zi, lucrurile, pentru că, da, sunt foarte mulți accidentați. Am avut și Champions League unde trebuia să treci. Cum am gestionat împreună cu ceilalți. Am făcut o muncă în echipă foarte bună. Dacă am luat punctele, păcat că și la Cluj puteam să sperăm mai mult. Am jucat mult mai bine atunci. Dar asta e. Începe ușor, ușor să se vorbească de play-off. Noi trebuie să luăm fiecare meci. Cum a spus toată lumea, e un campionat aparte, pentru că sunt foarte apropiate punctele unele de celelalte. Orice meci e dificil, muncă, trebuie să joci fotbal, trebuie să știi să-l faci bine, trebuie să fii pragmatic, trebuie să joci să faci rezultat, trebuie să joci să nu iei gol și să dai gol, adică să marchezi și după aceea să încerci să te aperi cât mai bine. Deci da, trebuie să facem ambele faze foarte bine. Mulțumim frumos! Seară bună! Succes!